David a scris într-un psalm că Domnul socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. Psalmul 147,4 Gândește-te la asta. David ne spune, când ești în mijlocul durerii, oprește-te și privește în sus. Îți vei da seama că dacă Dumnezeu poate face aceasta, cu siguranță că El poate să îmi împlinească nevoia. Dacă în durerea ta îți ațintești ochii spre măreția lui Dumnezeu, vei primi mai mult decât orice răspuns pe care ți-l ar putea da vreun predicator. Poate crezi că Dumnezeu te-a dezamăgit că nu ți-a răspuns. Îți spun, cuvântul tău minunat este pe drum. Se ocupă de izbăvirea ta chiar acum și lucrează la ea din momentul când a început să te rogi. El a promis să nu te părăsească vreodată. Mările pot să vuiască, Munții pot să se prăbușească în mare și tot ce poate fi clătinat va fi clătinat. Dar el nu poate fi clătinat și nici scopurile lui pentru biserica sa. Când îl atingi pe Isus, când atingi poala haine sale, tu primești puterea sa. Când femeia cu scurgere de sânge l-a atins, ni se spune că o putere ieșise din el. Marcu 5,30 Unele versiuni folosesc cuvântul virtute în acest loc, Ceea ce înseamnă putere. Aceasta înseamnă putere peste orice fel de necurăție, păcat și moarte. Nu uita, El este Dumnezeul care a făcut toate lucrurile, inclusiv pe tine și pe mine. Dacă acest Dumnezeu poate crea o inimă curată în David, un ucigaș și un adulter, El poate face la fel și în tine. El poate să îți transforme viața. Dragul meu, Isus este alături de tine chiar acum în bătăliile tale. Poți continua cu insistență și poți să-l atingi la fel de categoric ca femeia sângerând. Poți avea parte de puterea lui Hristos, cea care vindecă și care învie, indiferent prin ce treci acum. El merge la dreapta ta să te susțină prin tot și el are un plan să te aducă din moarte la viață. Nu te teme, crede numai.